Am revenit, 34 de morți și 25 de grav răniți este bilanțul accidentelor rutiere care au avut loc în perioada Crăciunului anul acesta. Dezbatem subiectul cu invitatul jurnalului Oana Baciu, președintele Asociației Naționale pentru Sprijinirea Victimelor și Prevenirea Accidentelor Rutiere. Bună seara și bine ai revenit în jurnal, Oana. Bună seara și bine v-am regăsit, mulțumesc mult de invitație. Date foarte triste legate de Crăciun care tocmai s-a încheiat. Este foarte șocant pentru noi, sau cel puțin pentru mine, pentru că eu asociez personal sărbătorile cu un motiv de bucurie și constat că de fiecare dată, la fiecare sărbătoare națională, ne grăbim, ne socotim legislația și ajungem să vorbim despre persoane dragi pe care le pierdem pe șosele din țara noastră. Dacă ar fi să vorbim despre cauze, care au fost cauzele când ne referim la accidentele acestea petrecute în perioada Crăciunului? Cauzele principale de regulă sunt indisciplina pietonilor, cam asta este ordinea procentuală. Indisciplina pietonilor, viteza, nerespectarea distanței, sau neadaptarea vitezei la condițiile de drum. Este ușor ciudat sau atipic, având în vedere că discutăm de trafic, să avem ca o primă cauză a producerii accidentelor indisciplina pietonilor. Este clar că participant la trafic înseamnă orice altă categorie, nu doar șofer, biciclist, căruțaș, pieton și așa mai departe. Și atunci ajungem să discutăm de principala cauza producerii accidentelor la nivel național, să fie indisciplina pietonilor. Cele mai multe accidente petrecute acum în perioada Crăciunului, unde au avut loc? Ele au avut loc în toată țara, din păcate. În urma statisticilor de ani de zile, se pare că un semnal puternic de alarmă îl atrage zona noastră a Moldovei. Chiar la Suceava am constatat în fiecare an cel mai mare număr de accidente și de persoane decedate. De ce în Suceava se înregistrează acest număr mare? Având în vedere și forma de relief găsită, care alternează destul de des, faptul că județul este foarte întins și nu știu concret, nu am o statistică din care se rează care ar fi motivul pentru care în Suceava se întâmplă atât de multe accidente, însă din statistici asta reiese că acolo... Cele mai multe și cele mai tragice. Da, și cele mai tragice sunt toate, să știți. Din punctul meu de vedere, anul acesta cel mai tragic a fost cel care s-a petrecut la Sfântul Gheorghe, la Ialomița, în care și-au pierdut viața 9 oameni, s-a întâmplat între un tir și un maxi-taxi care ducea oameni la serviciu și după care urmează accidente destul de grave pe care le găsim în toată țara. Îmi amintesc acum și m-a marcat accidentul de la antibiotice de la noi din Iași, care s-a petrecut într-un maxi-taxi și un tren. Am mai avut la Scânteia. Sunt accidente care lasă urmări pe ani de zile, pe oricare dintre noi poate marca și atunci nu ți le poți scoate ușor din memorie. Pentru Iași, cel de la antibiotice a fost cel mai grav, dacă ar fi așa să le clasăm? Din ce mi-amintesc eu acum și din ce am monitorizat și monitorizez în 2011, din punctul meu de vedere, acela este cel mai grav accident rutier petrecut în județul nostru. În acest context, ce fac autoritățile? Ce măsuri iau pentru diminuarea numărului de accidente rutiere? Înainte să intrăm în jurnal, îmi povesteai de un target pe care Uniunea Europeană l-a impus cumva României. În momentul în care am intrat în Uniunea Europeană, am aderat la UE, evident am intrat și cu cele bune și cu cele rele ale noastre, iar Uniunea Europeană ne-a impus să reducem numărul accidentelor rutiere la jumătate. Aveam target până în 2020, target pe care suntem aproape să-l îndeplinim. Mai avem de muncit până acolo, dar ne apropiem. Este o realizare din punctul meu de vedere. În 2008, anul în care a fost cel mai mare boom al accidentelor rutiere, și-au pierdut viața 3.065 de persoane în accidente rutiere și au fost undeva la 9.420 de grav răniți. Am ajuns să discutăm astăzi, de exemplu, în 2018 a fost un număr de 1867 de decese și undeva la 9000 și ceva de grav răniți. Asta înseamnă că este o scădere importantă, dar din păcate noi în continuare suntem în topul negru al accidentelor și al persoanelor decedate
în clasamentul Uniunii Europene. Deci într-un clasament al accidentelor rutiere, țara noastră ocupă primul loc, iar atunci când vine vorba despre kilometri de autostradă, suntem pe ultimul loc. Dacă este să punem în comparație, suntem primii la tragedii și ultimii la realizări, ca să spun așa. Oricât am vrea noi să luăm în calcul doar statisticile care apar publice, nu putem să nu avem în vedere faptul că se petrec multe accidente din cauza lipsei de infrastructură. Infrastructura nu poate părea ca și cauză principală a producerii unui accident, însă dacă este să analizăm foarte bine fiecare accident, o să ne dăm seama că ea este prezentă în mult mai multe în raport cu procentul în care ea apare specificată ca și cauza producerii unui accident rutier. Vorbim, ca să zic așa, în prima cauza producerii accidentelor vorbeam de indisciplina pietonilor. Bine, ajung să te deplaseze pe partea carosabilă că nu au trotuare. Evident. Da, pentru că mi-e greu să cred că oamenii merg pe partea carosabilă dacă au trotuar. Este ilogic așa. Exact. Ajungem să, de exemplu, un accident care mi-a marcat memoria, să spun așa, petrecut alaltă ieri, în apropiere de Comănești, între Bacău și Comănești, unde o mamă și fiul ei și-au pierdut viața, s-a petrecut din cauza că șoferul a intrat pe contrasens. Dacă aveam un sens despărțitor, nu se petrecea efectiv, sau dacă s-ar fi întâmplat, nu se întâmpla atât de grav. Este imposibil să nu mă gândesc și să nu mă raportez întotdeauna la țările foarte bine dezvoltate, unde nu sunt accidente atât de dese și atât de grave. Este drept că nici nu pot să scot din calcul faptul că stăm foarte, foarte prost la educație rutieră și faptul că noi nu înțelegem că această educație rutieră ar trebui să o avem ca și principiu de viață. Vă spun pentru că în cea mai mare parte din timp suntem expuși, suntem în trafic, că suntem, indiferent de calitate de participant, dar suntem ampuși pe pragul casei, suntem în trafic cumva. Și atunci noi ar trebui să avem niște principii foarte, foarte concrete, să ne învățăm copiii de mici, să ne autoeducăm permanent în ceea ce înseamnă comportamentul nostru în trafic. Și eu cred că dacă coroborăm toate aceste aspecte, o să ne dăm seama de ce ocupăm primul loc în Uniunea Europeană în topul ăsta atât de trist. Ceva mai devreme spuneam că în perioada Crăciunului au murit 34 de oameni în accidente rutiere. În doar 5 zile. Da, în doar 5 zile. Mai multe accidente au loc în perioada anumitor sărbători sau nu neapărat? Da, se întâmplă și întotdeauna există un val, o creștere în jurul sărbătorilor și vă spun și de ce. Mulți dintre noi avem joburi și ne găsim servicii în județele mari și toată lumea de dor și sau mergem în concedii sau ne întoarcem către casă, da? Și atunci deci se circulă mai mult pe se circulă mai așa. Mult. Este practic un motiv de vacanță și de sărbătoare. Doar că uităm până la locul la care trebuie să ajungem că trebuie să avem răbdare. Ne macină faptul că ne pierdem timpul pe șosea, pentru că un drum de 400 de kilometri de la Iași la București, 420 sau cât sunt, ar trebui să-i faci și 4 ore maximum, așa, dacă am normal. Avea autostradă, însă noi facem 5-6 și când e aglomerat poți să faci și mai mult. Nu ai rută alternativă foarte multe decât pe drumuri foarte slab dezvoltate și foarte proaste, dacă e să o luăm așa, și ești obligat să ieși pe același drum, pe E85, care este extrem de încărcat, extrem de aglomerat, de la pietoni, bicicliști, căruțași, camionagii, toți suntem acolo. Și este imposibil ca ele să nu se producă. La o mică neatenție, nu trebuie neapărat să ne socotești cu intenții o regulă să se petreacă un accident foarte grav pe un drum foarte, foarte aglomerat. Sărbătorile de iarnă continuă. Care sunt sfaturile pentru conducătorii auto și pentru pietoni, în mare parte? În mare parte, eu spun că trebuie să conștientizăm cu toții care este nivelul nostru de dezvoltare. Să știm foarte clar că ne putem pierde viața atunci când mărim viteza, când ne urcăm cu alcool la volan, când nu ne dăm seama că în perioada asta avem abundențe și ninge foarte tare în unele zone și că nu adaptăm condusul la condițiile meteo și, de fapt, luăm în calcul să discutăm despre aspectele principale și foarte importante pe care trebuie să le respectăm dumnezeiește dacă vrem să ajungem întregi de la o destinație la alta. Suntem compromiși și constrânși de situație.
situație, dar dacă o conștientizăm, reușim să parcurgem acești kilometri în siguranță. În cele ce urmează, aș vrea să ne vorbești despre asociația pe care o conduci. Cu ce se ocupă mai exact Asociația Națională pentru Sprijinirea Victimelor și Prevenirea Accidentelor Rutiere? Asociația există din 2012 și încercăm prin acțiunile noastre, avem linii diferite de activitate, avem programe permanente de prevenție și încercăm prin diferite strategii stabilite cu oameni de PR și psihologi, să atragem atenția și să venim cu un mic aport în sprijinul autorităților în scăderea numărului accidentelor rutiere. De-a lungul anilor am încercat să abordăm problema din toate punctele de vedere și când spun asta, am avut discuții deschise cu instituțiile care au fost publice în conferințe de presă, am avut cu victime, am avut cu șoferi aflați în stare de arest și ieșiți în spațiu public special pentru această conferință, în ideea de a îi face pe cei de acasă să înțeleagă ce simte fiecare dintre ei, din toate unghiurile, ca să zic așa, și din toate posturile. Nu e ușor pentru nimeni nici să fii victime, pentru că duci în spate o traumă nu doar de o lună, ci de ani, că pierzi pe cineva sau că ești vătămat. Trauma se întinde pe ani de zile. Nu e ușor nici să duci în spate sau să fii arătat cu degetul că ai provocat un accident rutier mortal sau foarte, foarte grav din diverse cauze. Mă gândesc că nimeni nu pleacă de acasă cu gândul să omoare pe cineva sau să accidenteze, dar uite că se întâmplă din greșelile noastre. Și eu cred că am putea împreună să ajungem la un rezultat pozitiv. Am avut susținere din toate direcțiile permanent. Am avut am avut posibilitatea să monitorizăm aceste campanii și efectul a fost unul foarte pozitiv întotdeauna. Mediatizarea ne ajută și ne sprijină foarte, foarte mult. Am mers în școli, în diverse județe. Am făcut un filmuleț în care am înregistrat persoanele care au trecut prin asta, și șoferi, și victime. Am dus mesajul cât de mult am putut noi, în ideea de a mediatiza cât mai mult și de a sensibiliza. Că noi învățăm cu forța, că suntem nevoiți sau că vrem să știm. Pentru că trebuie. Pentru că trebuie. Cine face parte din această asociație? Suntem mulți membri. Suntem întinși în toată țara, atât cât putem noi. Asociația are în componență așa și psihologi, și avocați, și victime, și oameni de rând care vor să se implice prin simpla distribuirea unui material care poate să aibă impact sau așa. Eu consider că avem un pas înainte. Cei care vor să facă parte din această familie, din această asociație? Trebuie doar să ne scrie pe Facebook și să-și arată disponibilitatea colaborării cu noi. Nu este ușor, să știți. Au fost foarte multe persoane care au clacat emoțional, pentru că este foarte, foarte greu să discuți în fiecare zi cu oameni care trec prin traume. Nu este o misiune ușoară nici pentru noi și nici pentru autorități. Toată lumea de multe ori îndreaptă ochii către poliție. Nu e corect, ei n-au nicio responsabilitate, n-au nicio vină. Eu am constatat mereu că în zona noastră a Moldovei se simt radarele și prezența mașinilor de poliție mai tare ca în orice altă zonă. Eu nu știu, sau poate n-am fost eu foarte atentă, dar asta am sesizat de foarte multă vreme, de foarte mulți ani. Eu zic că ei își fac datoria, nu pot să ne ia de mânuță și ne arate că acum de la vitezometru trebuie să fie până la 50 sau să ne spună de fiecare dată aceste mesaje de prevenție. Deși ele sunt și stradale, dacă vă uitați, trebuie doar să știți cum e, trebuie să vrei, doar să înțelegi. Să le respecti. Crezi că în școală ar fi trebuit introduse ore ce vizează educația rutieră? Ore, nu știu dacă chiar ore, dar ar trebui un program, nu pot să o văd. Eu cred că ar trebui introduse ore de educație juridică puțin, așa. Să ne pregătească pentru toate domeniile. Nu pot să văd educație rutieră în fiecare săptămână la școală. Cred că câteva cursuri anual sunt foarte binevenite. Această educație o putem face și acasă. Stă și în putința noastră. Din momentul în care am învățat să citim, ar trebui să ne orientăm și să ne intereseze practic acest aspect care este foarte, foarte important pentru noi. Ne lovim de el zilnic. Pentru anul 2020, ce vă propuneți în cadrul asociației? Ne propunem să reușim să ajungem să sprijinim cât mai mulți oameni care trec prin asta.
să facem cât mai multe campanii de prevenție, să avem putere și energie și să vorbim de un număr cât mai mic de accidente rutiere. Am observat tricoul tău. Da. Că scrie și eu, hashtag și eu. Susțineți demersul, e clar. De la prima inițiativă am respirat întru totul toată acțiunea. Noi ca și asociație n-am avut niciodată putere să facem o asemenea acțiune. Cred că a fost acțiunea cu cel mai frumos impact asupra cetățenilor de la noi din țară. Susțin pentru că îmi doresc să merg pe străzi în siguranță, îmi doresc autostrăzi, noi nici nu știm cum arată foarte bine decât dacă ajungem prin București sau reușim personal să ieșim din țară și evident că am susținut toate acțiunile lui Ștefan și suntem alături de el în continuare cu orice este nevoie, atât cât putem noi. Oana Bace, îți mulțumesc tare mult pentru aceste informații, pentru aceste noutăți, spor în tot ce faceți. Mulțumim și te frumos. Mai așteptăm. Cu mare drag. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului, sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară excelentă să aveți și vizionare plăcută în continuare.